Vă adresez salutul meu cordial și urări de bun venit tuturor vizitatorilor sosiți astăzi în orașul nostru, iar utilizatorilor noștri, urări de bine ați revenit. Suntem bucuroși să ne găsim într-un edificiu ca acesta. Am deosebită onoare și plăcere să declar oficial deschiderea activității Bibliotecii Județene Alexandru Odobescu Călăraș în noul său sediu. Acest proiect s-a impus imperativ pentru a răspunde nevoilor culturale educative ale comunității călărășene, prezente și viitoare. Construcția noului sediu al bibliotecii a început conceptual în anul 2012, prin grija și implicarea Consiliului Județean Călăraș și s-a finalizat plenar în luna august anul curent. Costurile totale ridicându-se la aproximativ 3 milioane de euro, sumă suportată din bugetul Consiliului Județean. În anul 1883, pe 30 octombrie, au fost puse bazele primei biblioteci publice la Călăraș. Și poate, nu întâmplător, redeschidem porțile publicului după 136 de ani, în 31 octombrie 2019. Se pare că toamna, în Bărăgan, cultura dă mereu roade. Apoi, în 1981, Biblioteca Municipală devine Bibliotecă Județeană prin decretul 15 al Consiliului de Stat din 23 ianuarie. În urma acestei transformări, pentru prima dată, este numit un director. În persoana domnului profesor Ghiță Dumitru, și-a angajat personal de specialitate format din doi bibliotecari. Prima carte înregistrată în registrul inventar a fost romanul Ana Karenina, de Lev Tolstoi. Pentru prima dată în istoria bibliotecii și a Călărașului, sediul actual al BJCL corespunde cerințelor, fiind un spațiu cultural interactiv, de aceea putem afirma cu bucurie și mândrie că ne aflăm la un eveniment remarcabil. Biblioteca devine un actor esențial în dezvoltarea comunității. Restituim astăzi un concept actual de bibliotecă și un concept în care sperăm și dorim să amprenteze publicul desăvârșit. Cărțile și tradiția culturală călărășană au dăinuit, nu s-au pierdut, nu s-au stins. Mulțumim din suflet celor care au ținut mereu vie flacăra culturii. Mulțumim tuturor pentru interesul acordat instituției noastre, pentru participarea la acest eveniment unic pentru noi. Mulțumim conducerii Consiliului Județean pentru sprijinul permanent, efortul depus și înțelegerea de care a dat dovadă, urându-vă tuturor cele mai bune gânduri de reușită în tot ceea ce vă propuneți. Mulțumesc frumos! Mulțumesc în numele doamnei manager și a întregului nostru colectiv de bibliotecari comunității călărășene pentru înțelegerea de care a dat dovadă în perioada de suspendare a serviciilor o vară întreagă. Mulțumesc în calitate de coordonator de voluntari de BJCL tuturor voluntarilor noștri, copii, tineri, adulți, care au susținut neîntrerupt și activ acest proiect deosebit de important, contribuim la reamenajarea și reconfigurarea noului nostru ambient. Avem doi invitați speciali. Mai mulți. Dar primii doi, domnul manager al Bibliotecii Județene din Brașov, Daniel Nazare, și domnul manager al Bibliotecii Județene din Brăila, Dragoș Neadu, cărora le mulțumesc pentru prezență și îi rog să ne adreseze câteva cuvinte. Stimată doamnă director, stimat prezidiu, dragi colegi, dragi călărășeni, se spune că atunci când este deschisă o bibliotecă, se închide o pușcărie. Și invers. De fiecare dată când în România
avem șansa unor spații culturale, avem senzația că țara asta mai are șansă. România, față de țările din jur, a avut șansa ca după 90 să aibă câteva spații de bibliotecă noi. Și întâmplător Brăila a fost citat aici pentru că este ultima care a fost inaugurată în România. Și de atunci n-a mai avut niciuna. Ce e interesant, toate sunt în această parte de sud, după ce tot aici au fost construite la Vâlcea și la Argeș. E adevărat, și Ardealul a avut la Cluj, bibliotecă foarte frumoasă și la Onești. Încă mai sunt și altele, dar în general centrale universitare. Ori, în general, noi nu avem șansa acestor spații culturale. Ele sunt date așa, din când în când și cu țărita. Ori, ce mă miră și mă bucură foarte mult că un județ care nu este în topul bogăției în România își permite totuși să facă o astfel de bibliotecă. Iar investiția aceasta în cultură este cea mai importantă. Pentru că dacă vor rămâne o țară depopulată, vor rămâne tocmai fiindcă nu investim în acest domeniu. Pentru că oamenii chiar și în vest, asta își doresc cel mai mult. Și pentru că avem aici și dirigitorii orului local, oamenii nu au nevoie de salarii, nu au nevoie de bani. Au nevoie de ceea ce se cheamă confort și o viață care să îi lumineze, o viață care să le îndrepte căile și biblioteca poate este cea, și cred că printre singurele instituții, cum bine zic americanii, gratuite, în care vii fără să plătești nimic, te îmbogățești și ai șanse egale cu ceilalți. Ai șanse egale să-ți schimbi viața, ai șanse dintr-o dată să decolezi și să ai toată lumea în fața ta. Să știți că singurul capital pe care noi nu-l pierdem este doar cel intelectual. Ce avem în cap nu ne poate lua nimeni. În rest ne pierdem sănătatea, ne pierdem averea, putem să pierdem o grămadă de lucruri, dar ce avem în cap nu putem pierde niciodată. De aceea sunt atât de bucuros când avem inaugurări, mai ales că dacă privim peste Dunăre la colegii bulgari, ei după 1999 decât un singur sediu nou la Plovdiv și se pregătesc acum pentru o inaugurare foarte mare la Varna, care este o bibliotecă făcută cu arhitect internațional. Și zic așa, față de colegii bulgari, totuși e adevărat și ei sunt mai micuți decât noi, dar ambițiile sunt mari și la noi, iar Călărașul strălucește așa în fața Silistrei cu un sediu nou de bibliotecă. Vă mulțumesc, sper să vă bucurați de această clădire cât mai mult. Suntem aici mai mulți directori, am fost doar doi enumerați, dar avem aici, începând de la Galați până la Tulcea, pentru că sunt vecinii, avem Constanța, Buzău reprezentat, cred că mai suntem și vor veni Neamțul și Alba, Metropolitana, în partea asta care este biblioteca cea mai mare a Bucureștilor și cea mai importantă structură de biblioteci publice, e posibil să avem și Naționala, să vedem. Suntem cu toții aici și ne bucurăm și felicităm încă o dată autoritățile, în primul rând, pentru că au vrut să facă ceea ce la Brașov încă nu există. Noi o să avem un spațiu reconfigurat cu piscină și sperăm să avem un concept nou de bibliotecă care unifică sportul cu infrastructura culturală. Pe conceptul acesta, Mens Sana in Corpore Sano. Dar acolo este o clădire care nu e ridicată de la zero. Este un adevărat act de curaj să vă permiteți să construiți o bibliotecă luată de la zero. Și încă o dată felicitări și mă bucur foarte mult că am ajuns astăzi aici și că pot vorbi în fața unor oameni care s-au adunat pentru un crez. Când a fost Ardealul Katrina, în Statele Unite ale Americii, singura clădire rămasă în acel oraș New Jersey atât de lovit era biblioteca, în care toată lumea venea și lua de la curent, până la lucrurile acestea de strictă necesitate. Rămăsese așa în calea tuturor urgiilor, ca o instituție care aducea lumină oamenilor și aducea, în primul rând, un confort poate minim pe care ei atunci, în acele zile atât de groaznice pentru americani, l-au avut. Vă mulțumesc! Bună ziua, stimați invitați, dragi călăreșeni, și de asemenea vreau să mulțumesc și administrației locale. Și aș dori să încep cu asta pentru că în perioada 2010-2013 am răspuns din partea bibliotecii de construcția noului sediu și știu cât de dificilă este o astfel de realizare. Pentru că în afară de logistică presupune și o organizare foarte bună a operațiunilor ulterioare construirii, astfel încât perioada de închidere a bibliotecii să fie cât mai mică. Este un efort logistic foarte mare și de aceea vreau să mulțumesc întregii administrații publice locale pentru efortul financiar pe care l-a depus pentru perioada construcției acestei perioade. Biblioteca publică ocupă un spațiu deosebit în configurația structurilor urbane din România.
Și vreau să atrag atenția mai mult către Biblioteca Județeană. Județeană deoarece influențează atât dezvoltarea bibliotecilor publice mai mici, cât și modul în care serviciile noi sunt percepute de către comunitate. O astfel de construcție nouă, cu spații noi, mobilier nou, este un cadru care conduce la dezvoltarea unor noi servicii, aduce în fața angajaților bibliotecii, bibliotecarilor, o nouă formă de a se exprima, astfel încât comunitatea să vină cu plăcere în spațiul în care ei își desfășoară activitatea. De aceea, această cea de-a șaptea bibliotecă după 1989 construită în România, deci după 1989 sunt șapte, în perioada 1945-1989 au fost construite numai două sedii de bibliotecă, la Piatra Neamț și la Tulcea. Credem că este, în primul rând, o victorie a administrației și a noii ordini sociale de la 1989. Faptul că suntem atât de interesați de latura culturală, se spune. Eu încerc să modific puțin contextul. Nu vorbim de latura culturală. Eu cred că vorbim mai mult de importanța pe care biblioteca o are în structura informațională. Pentru că dacă vom privi cu atenție Constituția, mai ales articolul 30, prin care îi se garantează cetățeanului liberul acces la informație, unul dintre pârghile cele mai importante în această structură este biblioteca. Deoarece prin activitatea ei oferă informații comunității, informație gratuită, astfel încât nu putem să reliefăm decât deosebitul caracter democratic al activității. Nu realizează niciun fel de îngrădire socială, politică sau economică față de comunitatea căreia îi se adresează. De aceea, cred că biblioteca publică își aduce un aport deosebit în dezvoltarea spiritului acesta democratic, astfel încât cetățenii să poată să se adune la bibliotecă, să găsească în bibliotecă un sprijin și astfel se poate realiza o nouă dimensiune socială. Un alt aspect deosebit de important este rolul bibliotecii în cadrul sistemului de învățământ. Este adevărat, vorbim de o bibliotecă publică, dar în același balanță putem să punem bibliotecile școlare care de mai bine de 30 de ani sunt subfinanțate și nu mai reușesc să țină pasul cu structura de învățământ actuală. De aceea, bibliotecile publice de cele mai multe ori au preluat această sarcină și cred că este mai mult decât revelator faptul că mai bine de 60% din structura celor care vin la biblioteca publică urmează o formă de învățământ, de la învățământ până la universitate. Și de cele mai multe ori, bibliotecile publice au înțeles că trebuie să realizeze și această activitate dacă cineva nu este disponibil pentru a realiza acest lucru. De aceea vreau să felicit colectivul bibliotecii și să cred că aici vor veni, vor realiza noi activități, astfel încât să poată să atragă cât mai mulți oameni în Călărași și de asemenea să își pună amprenta asupra a noi servicii de bibliotecă, astfel încât experiența lor să constituie bună practică pentru toate bibliotecile din țară. Vă mulțumesc foarte mult și ce pot să vă spun decât vivat, crescat, floare! Mulțumim, domnule Neagu! Ne face o deosebită plăcere să avem astăzi alături de noi pe doamna manager a Bibliotecii Metropolitane București. Am fost surprinși, nu eram sigur dacă va fi prezentă. Doamna Ramona Mezei, vă invităm alături de noi. Bună ziua, vă spun și eu. Numele meu este Ramona Mezei și sunt managerul Bibliotecii Metropolitane București. În primul rând vreau să vă spun că atunci când s-a întors de la conferința ANDPR, doamna Florentina Dobrogeanu-Ipsilante, care este directorul de specialitate al Bibliotecii Metropolitane București și care este în această după-amiază alături de mine, mi-a spus că la Miercurea Ciuc se vorbea numai despre inaugurarea Bibliotecii Județene Alexandru Odobescu din Călăraș. Și în momentul în care am primit invitația, mi-am spus că nu putem rata un asemenea eveniment. Și iată-ne aici cu mare drag. Trebuie să recunosc că înainte de a avea loc această deschidere, doamna director
al Bibliotecii Județene Călăraș, ne-am făcut așa un scurt circuit și ne-am plimbat prin toate sările. Vă invidiez puțin. Puțin mai mult chiar, trebuie să recunosc. Dar aș vrea să vă doresc din suflet, vă urez din suflet să vă bucurați de aceste minunate spații de care dispuneți. În această dimineață eu am participat la deschiderea conferinței Viitorul Bibliotecilor. Conferință organizată de Institutul Goethe din București împreună cu Biblioteca Metropolitană, unde s-a discutat chiar despre acest lucru, despre crearea de spații noi. Se spune în ultima vreme că bibliotecile o să dispară. Ei bine, eu nu pot să cred acest lucru și nu-mi doresc acest lucru. Dar, pentru ca biblioteca să nu dispară, trebuie să se transforme. Trebuie să ne transformăm pe noi înșine. Trebuie să ne gândim ce putem transforma, ce putem inova și ce spații putem crea pentru a fi cât mai prietenoase oamenilor care ne trec pragul. Pentru că nu trebuie să ne treacă pragul doar o singură dată. Trebuie să revină încă o dată, încă o dată și încă o dată. Și pentru acest lucru, noi trebuie să gândim, să fim aproape de comunitatea din care facem parte, să fim atenți la nevoile comunității din care facem parte. Aș vrea să vă spun, de fapt să vă fac o mică destăinuire. Prima mea amintire despre carte este aceea mamei mele care la gura sobei îmi citea povești. Aveam 3 sau 4 ani și mă minunam de fiecare dată cum dintr-o carte mică, mică, aproape cât o palmă, putea să îmi citească atât de multe povești. Mă bucuram și așteptam cu nerăbdare seara, pentru că mă introducea într-o lume minunată a basmelor, pline cu zâne și feți frumoși. Ce le doresc eu colegilor de la Biblioteca Județeană din Călăraș este ca toți cititorii, toți beneficiarii, toți oamenii, toți locuitorii ai Călărașului care le vor trece pragul, să se simtă așa cum mă simțeam și eu atunci când eram copil. Plin de bucurie și plin de fascinație. Și să revină de fiecare dată. Vă felicit din tot sufletul încă o dată, atât pe dumneavoastră pentru efortul depus, dar și autoritățile pentru efortul financiar la care au fost dispuse să încame pentru a realiza această minunăție numită astăzi Biblioteca Județeană Călăraș Alexandru Odovescu. Felicitări! Mulțumim, doamna Ramona Mezei. Avem un mesaj de la doamna manager Sorina Stanca a Bibliotecii Județene din Cluj, președintele ANBPR România. Cu regretul că nu a putut participa la această întâlnire. Vă invit să urmărim mesajul transmis de dânsa. O încălire ce înseamnă domeniul nostru al bibliotecilor într-un securitate deosebită, din faptul că se adaugă la parochia celor 9 biblioteci județene care au o încălire copie special destinată de grijilor de bibliotecă și construită cu finanțare proprie din partea Consiliului Județean. De ce e important să avem o încălire nouă în care putem oferi serviciile calitate, pentru că concepția unanim acceptată la nivel profesiei noastre, la nivel internațional, biblioteca trebuie să fie aferea acasă, acest spațiu unde după acasă, după școală sau locul de muncă, omul să se poate simți foarte bine în leagul lui, să poate să-și dezvolte pe deplin capacitatea intelectuală și să devină un adevărat profesionist. Pentru cei mici, a crea acasă înseamnă un spațiu de informare, de lectură, de cunoaștere reciprocă și de dezvoltare personală. Doresc să urez în încheierea mesajului meu mult succes colectivului de la Biblioteca Județeană Călăraș, doamnei director, felicitări autorităților care au înțeles însemnătatea realizării unui astfel de demers și îmi doresc ca acestea să nu iar în peisajul bibliotecilor publice din România să răsară și alte nesemnate care să întregească corola de minune a lumii, cum spune poetul, astfel încât împreună să reușim să creștem comunități, să dezvoltăm și mai mult țara în care trăim și mici. Mi pare rău că nu a putut fi prezentă.
În calitate de specialist practicant al Bibliotecii Județene și purtător de cuvânt al echipei de bibliotecari, o invit alături de mine pe Lavinia Popescu. Sunt pregătită, mă simt ca într-o mare de profesori care mă ascultă, așa, mă simt ca în facultate. Este un moment magic și nu știu cum să fac să-l țin în sufletul meu cât mai mult timp. O să încep să vă citesc, pentru că am foarte mare emoții și pentru că eu cred în lectură de când m-am născut și o să cred până când o să mor. Onorat prezidiu, stimați oaspeți, dragi conducători de biblioteci românești și dragi colegi din țară, azi mă simt încântată și foarte emoționată să mă aflu în fața dumneavoastră pentru a vă vorbi despre profesia mea, cea de bibliotecar. Azi mă simt ca un Neil Armstrong, care astelenizează prin pasul său cu valențe noi și moderne, cu uimire și cu bucurie, noul cosmos cultural al BJCL după ani și ani de plutiri în universuri haotice. Azi mă simt ca un Harry Potter, vrăjitor de lumi și purtător de magie către generațiile tinere de cititori, doar cu o simplă piatră filozofală sau cu un pocal de foc. Pocal de foc în care împreună cu colegii mei bibliotecari am orânduit tezaurul cultural moștenit al BJCL, sporindu-l și dorind să hrănim spiritual pentru totdeauna colectivitatea locală. Azi mă simt în toate felurile, dar în special ca o prințesă, Rapunzel, de exemplu, care tocmai a coborât din turnul ei vechi și din bârlogul ei ponosit, în care a fost prizonieră sau nevoită să trăiască, și care a ajuns, cu ajutorul unui prinț, într-o lume cu totul nouă, într-un regat cu o bogăție mare de cunoștințe cuprinse în cărți, periodice și alte surse purtătoare de informații. Nu voi încerca să fac un periplu prin mutarea propriu-zisă din locurile în care am locuit înainte, deși, fără munca și eforturile depuse, acest pas istoric nu ar fi fost posibil niciodată. Dar voi încerca să vă mărturisesc un singur lucru. Fără sufletul acestei echipe și al tuturor oamenilor implicați în acest proiect, cu siguranță noi nu am fi ajuns astăzi aici. BJCL trăiește astăzi o zi epocală. Prin spațiile moderne adecvate, dotările umane, prin colecțiile și serviciile dezvoltate, suntem conectați la societatea contemporană și cerințele ei. De azi înainte, BJC va educa, va învăța, va forma și informa permanent utilizatorii activi și potențiali. Va recrea, va delecta, va semnala și valorifica resursele deținute. BJCL va fi în sfârșit, după ani de așteptări, împlinirea visului oricărui bibliotecar. Va fi o structură culturală distinctă, completă, dar și integrată în rândul instituțiilor conexe subordonate ale Consiliului Județean din Călăraș. Îmi place să o asemuiesc metaforic piramidelor din Egipt, dorindu-i dăinuire și rostuire. Am convingerea că BJCL va rezista în timp și își va impacta beneficiarii așa cum se cuvine, oferindu-le mereu noi modele și oportunități de dezvoltare. Ceea ce am realizat noi aici este o investiție destinată în special tinerei generații și nu numai, și suntem încântați de ceea ce am realizat și vă asigur că și tânăra generație va fi la fel de încântată ca și noi și toți utilizatorii. Dacă aș fi întrebată ce înseamnă BJCL pentru mine, aș răspunde așa. BJCL sau biblioteca, în general, nu numai biblioteca mea, este un loc în care oamenii vin să se încarce cu superputeri. Pentru că da, eu consider că lectura este o superputere a omenirii atât de fantastică și atât de discretă, fie că e exercitată într-un colț călduț de bibliotecă, lângă rafturi sau pe rogojină la malul mării, sau în tren, sau în tramvai, sau în cel mai rapid avion, sau undeva într-o vacanță ploioasă, într-o cabană la munte, lectura schimbă lumea sau ar putea să schimbe lumea. Deși statisticile referitoare la citit în România sunt îngrijorătoare, unul din cinci români nu citește deloc și 2,8% dintre noi citesc doar o carte pe lună, noi continuăm să credem că bibliotecile sunt locuri unde ar putea să înceapă schimbarea. Îi așteptăm pe toți călărășenii în bibliotecă pentru a răsturna aceste statistici triste despre obiceiurile de lectură ale românilor.
Ca bibliotecar BJCL recomandăm tuturor cărți tradiționale sau virtuale pentru informare, studiu, cercetare, distracție, delectare. Aș vrea să cred că am adus aici cu noi, în noul sediu, pe lângă patrimoniul scris, și moștenirea noastră de suflet, obiceiurile și gândurile bune transmise de generațiile de bibliotecari de dinaintea noastră. Mulți dintre colegii noștri și modelele profesionale se află aici în sală. A fost o mare bucurie pentru noi reîntâlnirea cu ei. Chiar dacă de o mare parte a comunității poate am fost percepuți de-a lungul timpului empiric, iată că a sosit momentul să ne redefinim identitatea printr-o strategie de rebranduire, să o numesc așa, prin recurgerea la câteva modele culturale de excepție reprezentative pentru meleagurile pe care ne aflăm astăzi aici, de la Dunărea Alexandru Odobescu, Regina Maria și Maria Cotarida Crătunescu, prin denumirea sălilor noastre cu numele acestor personalități, le omagiem, le considerăm personalități cu merite deosebite și ne raportăm la figurile lor, care sunt adevărate modele cu destine simbolice care au contribuit la realizarea României moderne. Onorat auditoriu, construcția fizică a BJCL s-a încheiat, dar construcția identitar-spirituală credem noi că abia de astăzi începe. BJCL va fi, vă promitem, un balsam pentru suflet, prin tradiție și comunitate culturală și continuitate. Îi felicit pe toți cei care au făcut posibil triumful de astăzi și continui să cred cu tărie și cu convingere că averea cea mai de preț a omului este moștenirea înțelepciunii, a bunurilor culturale și a tradițiilor. Și cum spunea domnul Nazare, să fim conștienți că ceea ce avem înăuntru, în suflet și în creier, este tot ce ne rămâne după ce pierdem absolut orice. Vă doresc tuturor să vă bucurați mereu alături de BJCL. Am terminat de spus, de citit mesajul meu. Sper că am trecut testul. Am fost admisă. Urmează un moment la fel de emoționant ca toate cele de dinainte. Momentul intonării imnului, momentul discursurilor colegilor, conducătorilor de biblioteci din țară. Se află astăzi alături de noi o ființă pe care îmi revine onoarea și nu știu ce elogii să folosesc ca să pot să o introduc cât mai bine. Vă spun doar atât. Este domnul director Dumitru Ghiță, fondatorul bibliotecii din Călăraș, pe care îl invit. Dați-mi voie să iau câteva grupe ale răspunsului, pentru că, într-adevăr, emoțiile mă copleșesc, mai ales că de 4 ani asta este prima ieșire în public și constat că e foarte dificil să-ți revii la formula câteva idei în prezența unui public atât de select. Ce să vă zic? Mulțumesc Bunului Dumnezeu că mi-a dat zile să asist la acest eveniment minune, la care personal cam luasem avio, pentru că aștept acest eveniment de peste 30 de ani. Și o să mă explic pe scurt în continuare. Onorat prezidiu, onorată asistență, dragi colegi sosiți din țară, cred că sunt cel mai bucuros din Călărășeni că asist la acest eveniment prin inaugurarea acestei bijuterii culturale. Și pentru că trebuie să-i dăm cezarului ce este al cezarului, mulțumesc oficialităților locale, administrației locale, care a contribuit din plin la demararea acestui proiect și la finalizarea
lui. Și aici mă refer nu numai la conducerile Consiliului Județean, dar și la consilierii județeni care au aprobat acest proiect. Unii au aprobat pentru demararea proiectului și construirea lui, alții pentru finalizarea acestui proiect, dar și funcționarilor din administrație care au contribuit prin documentele întocmite la finalizarea acestui proiect. Vreau să mai precizez, fără a umbli din această frumoasă sărbătoare, că prin acest eveniment s-a reparat o mare, o foarte mare nedreptate făcută călărășenilor, pentru că imediat după 1990 noi am preluat sau ar fi trebuit să preluăm o clădire nouă, dacă călărășenii își amintesc că undeva vis-a-vis de prefectură, mai precis de poliția locală, se construise o clădire nouă în care trebuia să funcționeze cabinetul județean de partid. Noi am preluat acea clădire, s-a modificat proiectul, modificări substanțiale nu au fost făcute pentru că spațiul s-a adaptat la nevoile unei biblioteci județene, însă așa cum se întâmplă la noi, la români, deși toate spațiile din jur, nu există nici Palatul Justiției și toate construcțiile noi, cu excepția Cancelarii Pompierilor care funcționează și acum Arhivele Statului și cu Biserica din Bolna, destul erau terenuri virale. Pe administrația de atunci, printr-o hotărâre de Consiliul Județean, ne-a luat acest spațiu, l-a dat alte instituții și ca durerea și mâhnirea să fie și mai mari, clădirea a fost dinamitată, rasă de pe fața pământului, iar noua clădire s-a ridicat aproape lângă ea. Nici acum nu mi-am revenit și nu-mi explic de ce acest lucru. Cu atât mai mult trebuie admirată această atitudine a administrației locale de acum, care, chiar dacă sunt niște neînțelegeri, au găsit până la urmă această formulă și ne-au dat în folosință acest spațiu ideal pe care unii dintre noi, bibliotecarii, l-am mai apucat, printre care și eu și mai sunt vreo 4 colegi de la Biblioteca Județeană, tot pensionare, care sunt aici de față, iar din păcate alții nu mai sunt printre noi. N-au apucat să vadă această bijuterie adaptată ideal pentru nevoile de informare, de lectură și documentare ale publicului călărășean. Cred că noi călărășenii toți merităm acest gest partea autorităților și merităm să avem niște condiții civilizate în care să lucrăm și să consultăm colecții sau să aflăm informații oferite fie pe suport de hârtie, fie pe suport tehnic sofisticat, cum este la ora actuală. Chiar în momentul de față, și nu vreau să mă ducesc prea mult, au apărut atât de multe informații în lume, încât ne-ar trebui câteva vieți numai să te parcurge. Cu atât mai mult, meritul bibliotecarului este nu numai de a oferi informația, dar și de a canaliza atenția utilizatorului spre un domeniu care este util. Și aș încheia cu o povestioară care, ca orice povestioară, are un sâmbure de înțelepciune. Se zice că în urmă cu ceva vreme, cu foarte mulți ani, în această zonă trăia o colectivitate restrânsă și săracă, în mijlocul căreia era și un preot la fel de sărac ca enoriașii lui, dar
se oblojau unii pe alții și se susțineau unii pe alții și așa își duceau traiul de pe o zi pe alta. La un moment dat, preotul are un vis în care o voce îi spunea să se ducă în cetatea Brașovului, că sub podul de acolo al cetății va afla o comoară. Părintele, trezindu-se a doua zi, nu bagă în seamă visul și se dă după treburile cotidiene. La o anumită perioadă de timp, se repetă visul cu aceeași voce, care îl îndemna să ducă sub podul de la, de la intrarea în cetatea Brașovului, că acolo va afla o comoară. Visul se repetă și a treia oară la o distanță de timp, oarecare de timp. Părintele își cheamă câțiva enoriași de încredere și presupune atenției acest vis. Se hotărăște în final ca să plece și, într-adevăr, să verifice acest vis. Ajungând acolo, la cetatea Brașovului, și-a dat seama că nu era atât de simplu, pentru că era un brav oștean străjer care apăra podul, care semăna foarte mult cu domnul Nazare, actualul director al bibliotecii județene, care așa iute și jos cum era, nu putea să intre sub pod. Și uite așa, aproape că a trecut întreaga zi, fără ca părintele să poată să intre sub pod. Fiind vigilent, străjerul nostru îl vede pe părinte și le-a la întrebări. Ba, de te văd că pe tot în vârst de dimineață pe aici, ai ceva, vreo frământare, vreo problemă, părintele, fără să-i spună de unde este și cine este, căpătând încredere în străjer, îi spune, uite, am avut un vis care spunea că dacă vin sub pod, găsesc o comoară, la care străjerul îi spune, ba, de stai liniștit, că și eu am avut un vis asemănător cu ăsta, că dacă ajung într-un cătun în apropiere de Dunăre, într-o mică colectivitate și intru în casa părintelui respectiv și tau după sobă, găsesc o cămară, o comoară. Părintele se luminează, ajunge acasă și, într-adevăr, căutând după sobă, găsește o comoară pe care o împarte jumătate enoriașilor scoțându-i din sărăție și jumătate pentru el și a construit și o biserică. Ce vreau să zic cu această povestioară? Că aceste comori sunt lângă noi și în noi. Numai că trebuie să găsim soluția, înțelegerea și înțelepciunea de care nu mereu dăm dovadă și să ne unim forțele în a realiza ceva frumos, așa cum s-a realizat aici, la noi, la Călăraș, cu această bijuterie culturală, care, în mod sigur, va satisface în totalitate nevoile și celor mai pretențioși cetățeni călărășeni. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul director, pentru povestioarea dumneavoastră, pentru prezență și pentru piatra pe care ați pus-o la temelia bibliotecii noastre. Nu puteam să trec peste prezența domnului profesor Danciu, director al Direcției pentru Cultură. Vă rog să ne onorați ceva cuvântul. Dar ce să vă spun, e în premieră absolută pentru dumneavoastră, este planul nostru secret, început în urmă cu vreo 10 ani cu domnul președinte de atunci și reducul Filipescu, continuat cu domnul președinte Iliuță și sperăm pus în practică alături de doamna directoare, Marinela Inciu, care de câteva zile se gândește la tot ceea ce am vorbit noi acum câteva zile. În urmă cu vreo 10 ani, când era încă pe hârtie ideea de bibliotecă județeană, întors din Franța, m-am dus la domnul președinte Filipescu și am spus ce am văzut eu în La Rochelle, în Nîmes,
în Toulouse, în mai multe orașe din Franța. Era vacanță, era vară și la ceea ce am înțeles eu că era omologul bibliotecii de la, din România, era plin de tineri. Veneau tinerii de dimineață și stăteau acolo și era un var și o mișcare. Timp în care știam foarte bine, din calitatea mea de profesor, că elevii noștri nu prea mai să duc să caute la bibliotecă, în general, cărți, decât dacă obligăm tot noi profesorii. Și am descoperit un proiect care e funcțional în toată lumea în acest moment, prin dezvoltarea tehnologică. Bibliotecile, așa cum spunea și doamna directoare, s-au modernizat și au devenit mediateci. Am gândit, alături de domnul președinte Filipescu atunci, dar era mult prea departe de pus în practică, un spațiu similar acestuia în care, pe lângă aceste comori de cărți care au fost aduse în același spațiu, și ăsta este un lucru extraordinar, lucruri noi, adaptate. Se poate face în mediatecă o colecție biblioteca vizuală. Se poate face biblioteca audio. Pot fi specii pentru jazz, pentru muzică ușoară, pentru muzică sinfonică. Sunt aduse albume de toate felurile din diferite arte. Mai mult decât atât, și aici am descoperit un exemplu chiar în România, se poate face de către bibliotecă, editura bibliotecii și Consiliul Județean poate să ia o tipografie și să devină și rentabilă din punct de vedere financiar, dar și un spațiu de atracție extraordinar pentru toată lumea. Mergem la Călărași, tipografia unde se tipărește foarte bine și costă și mult mai puțin decât în alte părți. Ce vreau să vă spun, ideea aceasta s-a deschis acest spațiu, dacă în câțiva ani va deveni mediatecă, atunci, într-adevăr, am intrat în secolul 21. Felicitări!